Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Instar Show, așa cum ne-am obișnuit deja de ceva vreme, live aici pe Instagram. Originară din Cluj, cu o experiență de 12 ani în domeniul, Ioana Todoran este acel hairstylist pentru care sky is never the limit. Recent a fost desemnată unul dintre cei 3 hairstyliști europeni ce se vor ocupa de coafurile concurenților, atenție, de la Eurovision din anul acesta, de la Rotterdam. Așa că, fără să mai așteptăm, o invit alături de mine pe Ioana să ne povestească chiar ea mai multe. Cunoaște mai bine! Hello! Hello, hello! Bună, Ioana! Bine te-am găsit! Mulțumesc că ai acceptat această invitație să particip la Insta Show. Mă bucur să te văd și să te cunosc! În primul rând îți mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur să te cunosc. Îmi plac box braids. Mulțumesc! Foarte da. Mulțumesc frumos! Astăzi aici să le las așa desfăcute și când am zis că vorbesc cu un hairstylist, poate primești și eu un compliment frumos. Foarte tare! E foarte complicat de întreținut, adică e muncă, e de mine. Nu vrei să vezi cum dorm, i-am tăiat dresul lui soră mea și îl pun pe cap. Da. Vreau să te întreb, Ioana, ce faci, cum ești? Care e viața ta? Bine, foarte bine, sunt emoționată, îți dai seama, din calea afară. Bine, încă cred că nu realizez ce se întâmplă, probabil doar atunci când voi ajunge acolo. Îți dai seama, o să vorbim și despre chestia asta puțin mai târziu. Până atunci aș vrea să începem un pic așa cu începutul, să ne cunoaștem mai bine. Cum ai ajuns să faci această meserie? Ce te atrage la lumea asta de hairstyle, coafuri, artă? Păi, totul a început din pasiune, știi, și din curiozitatea de a afla modul în care o persoană poate fi percepută ca fiind mai frumoasă sau mai interesantă după tunsoarea și după culoarea aleasă sau, mă rog, potrivită fizionomiei feței și, bineînțeles, a stilului de viață pe care îl are. Așa. Și mereu te-ai gândit că vrei să faci asta? Adică a fost ceva la care ai visat de mică sau? Nu. Înainte de asta am făcut pian de la 5 ani. Am urmat liceul de muzică și așa mai departe și cred că prin clasa 11-a mi-am dat seama că, că mai este încă un lucru care îmi place, de care sunt pasionată și de ce să nu give it a try, știi? Să știi că cu pianul am început și eu și am ajuns să fac marketing și dezvoltare business. Deci. Care este cea mai mare provocare personală a ta în a fi hairstylist? De obicei lucrez cu mulți oameni deodată, cu multe cliente deodată și așa mă gândesc că asta cam e cea mai mare provocare, dar văd că o duc cu bine la capăt. Cred că atât din cât faci ceea ce faci cu pasiune, nu există eșec, ci există am învățat și am evoluat, știi? Să-i salutăm și pe toți cei care sunt alături de noi astăzi. Bine v-am regăsit. Salut David. Dacă aveți întrebări pentru Ioana, le puteți scrie în comentariu sau există o căsuță cu un semn al întrebării, le puteți trimite acolo și le voi afișa live în feed. Iar Ioana, cum este ea bună și simpatică și superbă, va răspunde la toate întrebările voastre. Între timp, eu o să te întreb, Ioana, care consider că sunt top 3 calități ale unui hairstylist pentru a fi vandabil? Cred că ar trebui să fie ușor de înțeles. Așa. Deschis la minte cu tot ce ține de personalitatea omului. Că, na, precum bine știi, nu cu toții suntem la fel și nu cu toții gândim la fel, așa că eu așa mă gândesc că ar trebui cumva să te mulezi după clientul tău. Așa? Și 2 până acum au fost, nu? 2, da. Ok.
Așa. Și personalitatea, cred că foarte mult contează. Crezi că ai un loc al tău aparte? Că ce înseamnă unicitatea pentru tine, mai ales în coafurile tale? Practic, ceea ce te întreb e în ce constă unicitatea coafurilor tale? Ce te face pe tine unică față de ceilalți? Faptul că mi-am permis, cel puțin acum, na, vreau să povestesc despre ultima mea lucrare, știi, cu cea câștigătoare la Eurovision. Mă gândesc că poate că mă face unică prin faptul că mi-am permis să combin un anumit stil, un look care a fost aparte și na, super în vogă acum 100 de ani. Știi, ondulele acelea anii 20 și mi-am permis să reinterpretez cumva, acum la 100 de ani distanță, prin faptul că am expandat foarte bine coafura. Poate că nu se vede în imagine, dar Ioana Chișiu, famous blogger, Ioana purta pantaloni. Na, acum 100 de ani era cu totul și cu totul alt. Așa și paietele, ruj roșu, tot. Poate că și din pricina faptului că mie îmi place să combin multe, multe lucruri. Îmi place să fiu aparte, știi? Ce te aștepți să se întâmple acolo la Eurovision? Sau știi deja, ai un program și mai ales ce înseamnă pentru tine experiența asta? Cât de familiarizată ești cu Eurovision? Hola, René, saludos! Hello. Nu cred. Deocamdată nu am primit detalii. Vom vedea, na, din pricina faptului că uite-te ce se întâmplă cu această situație. Deocamdată nu știm foarte multe lucruri. Eu sper totuși să ajung. Până acolo îmi spuneau alți colegi din Breaslă că ei nu știu dacă vor ajunge sau așa mai departe, așa că foarte multe informații nu ne-au dat. Doar că să fim pregătiți și cu zâmbetul pe buze. Ești destul de familiarizată cu Eurovisionul, având în vedere că ai și participat la această. A fost o competiție? Cum s-a desfășurat? Nici nu știu sincer să zic. Da, totul s-a întâmplat online. A trebuit să efectuăm fiecare câte un video în care să prezentăm care a fost inspirația noastră pentru un look de scenă. A trebuit să mai spunem și câteva cuvinte despre look-ul nostru, despre inspirația noastră, bineînțeles, rolul produselor de styling care au ajutat la efectuarea acelei coafiuri și, da, câteva cuvinte despre tine, ca persoană și ca hairstylist. Opa. Mi se pare interesant procesul ăsta, mai ales că, nu știu, cred că în momentul în care creezi o coafură, știi, e foarte important să fii acolo, face-to-face, să o vezi, să admiri și să apreciezi textura părului. Mai ales din ce mi-ai povestit la ce ai ales tu să faci, cred că detaliile fac cea mai mare diferență. Poate greșesc. Nu știu, dar mi se pare fantastic, oricum, felicitări că ai reușit să treci mai departe, adică e un lucru super. Îți mulțumesc, vai, și mie. Na, și mie mi se pare foarte tare și chiar n-am sperat, na, adică m-am gândit că o să ajungă departe lucrarea. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știu altora, dar mie foarte mult mi-a plăcut ceea ce am făcut. Și, da, pe stilul, paranteză, pe stilul Snoop Dogg, I wanna thank me, știi? I want to thank me, exact. Păi, asta e foarte bine, adică felicitări că ai această atitudine, pentru că dacă nu-ți mulțumești, ție cine să-ți mulțumească? Tu trebuie să-ți mulțumești, tu trebuie să fii fericită cu tine, tu trebuie să te iubești și după aia vei atrage și restul de oameni Corect. care îți vor oferi acelea sentimente, știi? Pe ce vei miza la Rotterdam în crearea coafurilor, concurenților europeni? Bănuiesc că cu toții vom avea mood board-ul deja pregătit și având în vedere faptul că noi ne-am exemplificat skills-urile și așa mai departe, bănuiesc că în funcție de asta o să știm și o să lucrăm pe modelele respective. Înțeles, Daily Magazine te întreabă, de fapt Andreea te întreabă, buna mea prietenă și colegă, te întreabă ce artist de la Eurovision de anul acesta
De-abia aștept să îl cunosc și să lucrez cu el pe partea de styling. Să știi că nu mă cunosc cu Roxen. Chiar dacă amândouă suntem din Cluj, dar nu ne cunoaștem. Na, abia aștept. Eu așa mă gândesc că cel mai probabil o să-i fac eu părul. Doamne, dă! Na, mie îmi place așa de ea, de personalitate, e așa super excentrică și cred că ne vom înțelege foarte bine. E, pare o persoană foarte caldă, din câte am văzut, și am interacționat de foarte multe ori cu ea și e o persoană foarte ok, cred că o să vă înțelegeți bine. Da, ce tare, hai, abia aștept. Mai ce... citisem încă pe net, scuză-mă, mai nu, citisem nu, încă pur. Pe net că ar fi probabil să vină Florida. Na, Mai să-i nu faci știu. părul lui. Nu cred că are foarte Da. mult. Dar nu contează, îi punem peruci, îți dai seama. Pui slipește. Nici nu mai contează. În 5 minute are părul roz, dacă vrem. Ce preferi, Ioana? Lucrul în echipă sau freelancing-ul? Munca în echipă, of munca course. În echipă? Întotdeauna. Întotdeauna. Adică mie întotdeauna mi-a plăcut să mă consult cu toată lumea, cu toți colegii mei, cu oamenii de la care am avut de învățat și de la care învăț în continuare. Nu știu, îmi place spiritul de echipă, nu mi-a plăcut niciodată să fiu singură. Poate și din cauza faptului că noi suntem patru frați. Am fost învățați de mici, știi, să lucrăm în echipă. Te întreba David câți ani ai, dacă nu te deranjează să răspunzi, zicem. Nu mă deranjează, 32 de ani am, proaspăt împliniți. La mulți ani. Și eu o să fac în curând. Mulțumesc. 27. La mulți ani. Mai am până în mai, dar mi se pare că vine mâine, știi, și vreau să, gen, să nu mai vină ziua aia. Nu știu cum au trecut ani, trec așa foarte repede și nu-mi place. Ba, consider că... Fain. E, da, nu știu ce să zic. Că consider că un om de nișă trebuie să își lase propriile urme sau se poate dezvolta împrumutând elemente și de la alți profesioniști? Nimic nu este reinventat. Tendințele în continuu revin. Așa că, da, normal că poți să le combini pe amândouă. Poți și să-ți lași, adică asta e părerea mea, că poți să-ți lași și amprenta, bineînțeles, dar și și no. Sorry, emoțiile m-am blocat, îți dai seama, dar și poți să adopți, știi, toate lucrurile faine pe care le înveți de la alții și, bineînțeles, să le aplici în munca ta. Corect. Du-te, pe mine chestia asta mă deranjează puțin când văd, acum na, vorbim de coafuri și așa mai departe, a ieșit Billie Eilish cu părul galben, albastru, roz, violet, mov. Când mai vine câte o artistă cu părul roz, albastru, verde, roz, violet, au copiii pe Billie Eilish. Nu, frate, deci, știi, chestia asta mă deranjează un pic, nu e ca și cum Billie Eilish a inventat părul roz, albastru, verde, galben. Nu apreciază foarte mult, nu apreciez foarte mult aceste comentarii, așa, răutăți gratuite, știi? Faptul că există astfel de răutăți, mi se pare că nu apreciază munca pe care o depuneți și asta înseamnă că nici nu aveți nevoie de oamenii aia. Corect, asta voiam să zic, că nu consider că ar trebui băgate în seamă comentariile de lucru. Da, normal, Billie Eilish, na, mi se pare foarte faină, foarte tare, e acum în tendințe. Da, normal că au mai fost și alții înaintea ei, dar asta a prins acum la public. Pe și, da, văd normal, persoane, este un trend. Este un trend după care cu toții mergem. Apropo și pe toți, de... toți îl urmăm. Apropo de trenduri, ce părere ai despre gusturile româncelor în materie de coafură? Îndrăznețe, conservatoare? Eu aș zice că sunt chiar îndrăznețe. Chiar îndrăznețe, adică respectă tendințele din lumea internațională, să zic așa. Și, na, foarte mult îmi plac, adică
gen și Loredana Groza. Parcă e tot mai tânără, parcă e, no, nu știu, îmi place foarte mult de ea. Mi se pare că e chiar wow. Așa e, chiar zilele trecute mă uitam la X Factor și văzusem, bă, femeie, nu mai îmbătrânești? Ce, tot mai tânără te faci? Deloc. Deloc nu îmbătrânește. Cum gestionezi tu situațiile mai așa, mai neplăcute, mai dificile din salon, între tine și un client sau... Cu clienții, întotdeauna încerc să discut cât mai liber și consultația să fie cât mai coerentă, ca să nu ai probleme pe parcurs sau, mă rog, la sfârșit. Na, nu prea mă apuc de lucru fără să îmi duc consultația la un bun sfârșit. Când am fost să-mi fac aceste box braids, mi le-a făcut o tipă. I-am zis, eu am foarte mult păr, nu e prima dată când le-am făcut, le-am mai făcut de câteva ori. Și am explicat, zic, nu o să termine în 6 ore, adică o să fie foarte mult timp. Nu, că termine în 6, am ajuns la ea și i-a luat 11 ore. Și Da. tot ea m-a acceptat pe mine, gen. Și am zis, dar ce vina mea că am mult păr? Eu chiar Da, ți-am corect, spus că o să stai da. mult. Știi? Așa e. Care, că vorbise mai devreme de tendințe, care crezi că sunt tendințele sau care sunt tendințele din 2021 pentru hairstyling? Așa, în materie de tunsoare, se poartă tunsorile astea mai shaggy, inspirat de anii 70. Na, pentru că inspiră un aer cât mai rock chic, rebel, se poartă bretonul, curtain bangs, știi, cel pe care acum nu-l am. Mi-a făcut și eu, dar nu m-am dus pe trend. Și în materie de lungimea părului se poartă foarte mult bobul, se poartă extensiile de păr, părul cât mai voluminos. Așa, iar în materie de culoare, putem să începem cu o culoare, să zicem, un pic mai excentrică, lilac hair. Wow. Așa, da, e foarte tare, abia aștept să încerc și eu. Derivatele de violet, mă rog, ginger, baleajul cu șuvițe ciocolatiști și caramel. Na, cam astea sunt tendințele. Sună bine, sună bine. E interesant că ne facem părul frumos și stăm în casă, pe canapea. Păi, na. Apropo de chestia asta, cum privești tu dorința de a avea un look impecabil versus situația de pandemie prin care trecem? Crezi că ne putem dori în continuare să arătăm bine, indiferent de context? Să arăți bine înseamnă să ai grijă de tine. Acum, no, pentru o femeie, de exemplu, nu cred că foarte mult contează make-up-ul sau așa mai departe. Atâta vreme cât tu ai grijă de tine, de tenul tău, de stilul tău de viață. No, normal că în momentul în care ieșim în oraș sau când mergi la muncă și așa mai departe, dorești să arăți într-un alt fel față de cum arăți acasă, dar cred că și acasă. Nu? Chiar dacă stai pe canapea și lucrezi în fața calculatorului, tot na, trebuie să simți un pic că trăiești. Nu că te-ai trezit, pijamale, erau ceva meme-uri la un moment dat, știi? Cu studenții, de exemplu. Se trezesc din pată, sunt pijamale, se pun la calculator, tot în pijamale, trec 8 ore înapoi în pat. Na, consider că n-ar trebui să treacă chiar așa ziua. La începutul pandemiei eram și eu gen, ah, nu mă mai interesează cum mă trezesc, așa mă pun la calculator și lucrez. Am făcut chestia asta vreo 2 luni de zile, după care devenise o monotonie totală. Și am zis, ok, Da, trebuie să-mi sigur. reiau rutina pe care am avut-o, chiar dacă stau în casă și mă duc dintr-o cameră în alta. Și acum dimineața mă trezesc, îmi fac rutina de băut cafea, fumat o țigară, după care skincare, după care mă pun frumos să-mi cam niște haine să mă îmbrac. Am noroc că toate hainele sunt negre, de tot ce au din dulap merge cu La orice. fel și la mine. Și după aia mă pun pe canapea și mă ia serial. Corect, corect. Ultima mea întrebare pentru tine, Ioana, este dacă și-ar dori cineva să urmeze o carieră în domeniul și
Ce sfaturi ai putea să-i dai? În primul rând, să aibă foarte multă răbdare. Foarte, foarte, foarte multă răbdare, perseverență în muncă și foarte mult exercițiu. Foarte mult exercițiu. Acum, în ultimii ani, deja a început să fie și o problemă cu meseriile de genul hairstyling, make-up, foto și așa mai departe, știi? Pentru că foarte mulți tineri se apucă de cursuri și ei cred că mama, am făcut un curs 6 luni, dar acum ies blindat de bani din cursul ăsta, deci îmi dau banii pe afară, nu mai știu ce să fac cu ei. Nu e adevărat. Nu e adevărat, e foarte greu la început, dar nu, trebuie să ai răbdare. Și cu timpul o să se întâmple toate. Îți dai seama, și eu acum 12 ani am participat la un concurs. Îți dai seama că nu, nici măcar nu m-am clasat printre primii 3, știi? No, nici n-am fost nominalizat printre cei primii 10. Dar nu m-am supărat. A fost ok, no, lasă, la anul, poate o să fie bine. Ai răbdare și exercițiu, foarte mult exercițiu, că altfel chiar nu răzbești. Așa, e important să, mai ales că lucrez cu, pentru mine, faptul că și să lucrez cu părul, mi se pare o chestie super complicată de făcut, adică e complicat, nu știu, să tai, să tun, să, mi se pare geometrie pură acolo, să știi unde stai, păi mai scurt, mai geometrie cum, mai, în spațiu. Dacă ridici părul în sus, se taie strâmb, dacă îl ții drept, se taie și mai strâmb, dacă îl pui, complicat, fericită, poți să faci asta. Îți mulțumesc din suflet. Ai o meserie foarte grea, mai ales că lucrez cu oameni și oamenii sunt cei mai grei de, îmi scapă cuvântul. De mulțumit. De mulțumit, așa, și cuvântul. Sper să te văd la Rotterdam, Ioana, și dacă ajungem să mergem acolo, să fie totul ok, eu îmi fac și eu programare la tine să, nu știu, să faci și fără păr. Lila, că vezi dacă tot vin, vin, mă faci lila. De ce nu? Să vedem dacă o să mai am box braids până atunci, poate mi le schimb și mi le pun lila direct. Lila, exact. Nu? Îți mulțumesc tare mult, Ioana, că ai fost astăzi alături de mine la Instar Show. Mă bucur foarte mult să te cunosc și îți doresc succes în continuare pe toate planurile. Să ne vedem cu bine la Rotterdam. Abia aștept, doamne, te dai cred. Seama. Abia aștept să mă duc acolo, să văd cum e, ce vibe e, atmosfera, toată lumea. O să-ți placă orașul, o să vezi. E un oraș foarte mișto. Și oamenii sunt cool. Abia aștept. Ce tare. Perfect. Ne vedem curând și până atunci să fii sănătoasă, să ai grijă de tine și să continui să zâmbești în fiecare zi. E foarte important. Să rămânem optimiști. Corect. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație și sper să ne mai auzim și după ce mă întorc de Perfect. La Rotterdam. Îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc. Te pup, Ioana. Te pup, seară faină. Pa, ciao. Pa, la fel. Ciao. Mulțumesc, Ioana, încă o dată că ai fost astăzi alături de mine la Insta Show. A fost o plăcere să te cunosc. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați fost astăzi alături. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Vă zic imediat și cu cine. Așa, ne vedem cu... Se deschide agenda pentru că stau foarte prost cu memoria. Ne vedem cu Elena Genoiu. Până atunci, rămâneți veseli, fericiți, sănătoși și continuați să zâmbiți. Eu sunt Claudiu și ne vedem mâine.